S-a 11 ani regăsit la un nou episod pe CSU, imediat să văd dacă îmi filmează. Bun. Astăzi vă prezint noua mapă TAS 2, care a fost implementată, de fapt nu a fost implementată încă, e, dacă îți descarci versiunea beta a jocului, dacă dai acolo pe CSGO în Steam, proprietăți, să alegi versiunea aia penultima, am impresia. Bun, hai să vedem, ăsta este T-side-ul, da? Aici este locul de spawn al teroriștilor. O să trec un pic mai repede pentru că am filmat data trecută și mi-a luat 10 minute și am zis să fac un rezumat pentru că pe lume nu interesează comentariul meu, vor doar să vadă mapa și atât. Hai să vedem, intrarea în tunel în B. Cam așa e, cam așa sunt tunelele din B. Nu uitați să vă abonați în cazul în care nu sunteți abonați la canal. Mulțumesc. Bun, hai să vedem, Lower Tunnel. Da, din punctul meu de vedere, harta este un pic mai albă, da? S-a pierdut din culoarea aia galbenă de pe perez, m-am înșelat. Dar nu parțial, da, uite, aici, aici s-a pierdut. Bun, hai să vedem B-ul. Cum este la pastilă, la fel. Proporțiile, în mare parte, au rămas aceleași, da? Adică, chiar dacă s-a schimbat gen textura și forma, uite, aici nu mai e zid, este de-asta de ciment proaspăt făcută. Este la fel, deci sunt aceleași spoturi. Este și spotul ăsta, e și carul, e și cutia, e și geamul. Deci e la fel, doar că s-a schimbat grafica cum ar fi, da? O modificare aici, una care îmi place, spotul ăsta de aici, care nu era înainte, de fapt era turla aia pe care tu puteai urca, dar nu avea ta spațiu, da? Nu puteai să stai cum stai acum. Nu o foloseau oricum foarte mulți, eu o foloseam, dar erau niște țevi care te incomodau și puteai doar să stai doar o foarte mică porție. Acum cred că se va juca mult și cu spotul ăsta. Bun. Pe mid s-a băgat chestia asta aici, ceva în plus, nu știu dacă te poți vedea de acolo, cred că te vezi. Hai să mergem și pe mid rapid. Asta e lower-ul, pe mid câteva scărițe, bam bam bam, short-ul este, din ce știu, stâlpul ăsta era până aici, pe deasupra normal. Acum nu știu tu dacă te mai vezi din mid, dar cred că te vezi din mid. Bun, hai să mergem pe... De fapt, hai că mergem așa și mergem în A. Și venim pe short și aia e toată prezentarea. Bun, pe aici nu te mai poți urca pe cutiile astea sus. Dar nu mai merge, s-a pus chestia asta aici. La fel, mașină, ușile de pe long, da, long doors. Cam așa arată. Sincer, bă, mie îmi place cum e acum. Pitu, da, nu mai e chestia asta, mai urci aici, pe ea, aici în dreapta, s-au scurtat un pic, scărițele erau până aici, făceai pic câte puțin, acum, cred că e mai ok, aici nu te poți, ba da, te poți urca și aici. Încă ceva adăugat, mașina asta, bine, mașina era și aici, doar că nu puteai să stai cum stai acum, ia uite. E un spot în plus, adică aveai doar aici și la mașină dacă stătea era un, da, era un fel de un blind spot. Dar te vedeai oricum, acum uite, nu te mai vezi, poți să ții gen așa. Da, tragi, pam, te bagi. Ceva în plus, pentru cei de la City, cutia asta s-a mai redus din dimensiunile ei, în sensul că e mai îngustă. A-site-ul este exact la fel, mă rog, s-au schimbat cutiile, uite, vezi, despre albul ăsta vorbeam că s-a scos tenta aia de galben. Câțiva palmieri foarte frumos aici. La fel cutiile astea, la fel spotul ăsta de aici din care te vezi. Hai să vedem short-ul. Scara s-a scos aici cu bus, poți să urci și s-a scos cărița asta de aici de pe short. Și cam atât ar fi. Hai să mergem și în City să vedem cum e. În principiu este aceeași idee ca pe vechiul TAS 2. Nu știu dacă te poți urca aici. Cred că te poți. Nu stau să încerc acum. Scările astea s-au adăugat. La fel pe șor nu poți ajunge cu boost. Da, cam asta este TAS 2. Nu mai stau să mai țin clipul. L-ați văzut. Eu am fost Oin. Nu uitați să vă abonați la canal în cazul în care nu sunteți abonați. Și noi ne revedem la videoclipurile următoare. Eu am fost Oin. Pe data viitoare v-am scoat. Pa!